Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Iată subiectele zilei. Pedeapsă blândă pentru pedofilul Adrian Nistor. Acesta este condamnat la 2 ani de închisoare. Trafic restricționat în centru de zilele județului. Zilele urologiei debutează mâine dimineață. Mai multe despre acest subiect imediat la știri. Pedeapsă blândă pentru pedofilul Adrian Nistor. Magistrații judecătoriei Satu Mare s-au pronunțat ieri în dosarul tânărului sătmărean acuzat de corupție sexuală. Acesta este condamnat la 2 ani de închisoare cu executare, la care se adaugă și plata unor daune morale în valoare de 30.000 de lei. Judecătoria Satu Mare a decis pedofilul Adrian Nistor primește 2 ani de închisoare. Sentința nu este însă definitivă, deoarece Nistor are posibilitatea să atace hotărârea instanței în decurs de 10 zile. Inculpatul nu a fost prezent la pronunțarea sentinței. Adrian Nistor a ajuns în fața instanței după ce în vara anului trecut a abuzat sexual un copil de doar 7 anișori. Pentru a nu se afla de cele întâmplate, Nistor l-a speriat pe copil, spunându-i că dacă va povesti cuiva ceva, atunci va muri. Speriat, copilul a păstrat tăcerea luni la rând. Cazul a intrat în atenția publicului abia la sfârșitul anului trecut, moment în care a fost demarată ancheta în acest dosar. Familia victimei a povestit într-o înregistrare video despre calvarul prin care a trecut după ce copilul a fost abuzat sexual de Nistor. Acum nu mai vine singur acasă de la școală pentru că e frică. De fapt, din momentul ăla, din data de 24.07, el se plimba cu bicicleta. Din momentul ăla nu se mai plimba cu bicicleta deloc. Din momentul ăla nu mai iese afară, doar însoțit, e frică. Cazul s-a mișcat doar după câteva luni de la întâmplare. Au fost audiați copilul și agresorul, iar în cele din urmă pedofilul a fost trimis în judecată pentru corupție sexuală, iar acum a fost condamnat. Atenție șoferi, de mâine de la ora 9 mai multe străzi ale municipiului vor fi închise traficului rutier ca urmare a activităților programate pentru zilele județului. Consiliul a încercat să reducă la minimum numărul arterelor pe care nu se va circula acest sfârșit de săptămână, în așa fel încât să nu se producă ambuteiaje. Practic, începând de mâine de la ora 9, centrul municipiului va aparține doar pietonilor. Autoritățile au decis ca închiderea circulației să se facă doar după orele dimineții pentru ca sătmărenii să poată să ajungă la serviciu în condiții civilizate de trafic. S-am convenit ca blocajul să fie a circulației de vineri dimineață de la ora 9, deci până la ora 9 se va putea circula în municipiu, toată lumea poate să ajungă la servici, la locul de muncă, după care de la ora 9 ne cerem scuze, dar centrul va fi blocat. În ceea ce privește numărul de străzi închise, acestea sunt cele care asigură, de fapt, accesul spre sensul giratoriu din centrul municipiului. Vor fi închise traficului strada 1 decembrie de la intersecția cu strada Gheorghe Doja, strada Ștefan cel Mare de la intersecția cu Iuliu Maniu spre Hotela Aurora, strada Păstrăvului de la intersecția cu Petru Bran, strada Decebal Colț cu strada Micu Klein, strada Alexandru Ioan Cuza până la intersecția cu străzile Gheorghe Lazar și Mihai Eminescu, strada Horea în totalitate și bulevardul I.C. Brătianu doar de la intersecția cu strada Gheorghe Doja. Practic, se formează un inel în jurul zonei centrale care va permite șoferilor tranzitarea municipiului fără a cauza blocaje grave în circulație. În plus, nu există niciun fel de restricții pentru bulevardul Transilvania, în afară de cele prevăzute de legea rutieră. Elevii se pregătesc de vacanța de vară. Mâine este ultima zi de cursuri, iar majoritatea școlilor au și avut deja festivitățile de închidere. Elevii au mediile calculate, mulți și-au și primit diplomele bine meritate, iar acum se gândesc la vacanța care îi așteaptă. Excepție fac viitorii liceeni, dar și cei din anul terminal, care mai au de înfruntat examenele de treaptă. Ultimele zile de școală sunt un prilej de bucurie, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Profesorii au șansa de a înmâna premii celor care au învățat din greu pe tot parcursul anului, în timp ce elevii culeg roadele muncii depuse. Ne bucurăm că am ajuns cu bine în ultima zi a anului școlar. Ne bucurăm că sunteți în număr mare alături de noi și vă mulțumim pentru aceasta. Ne bucurăm că am reușit să trecem cu bine un an greu, cu rezultate frumoase, la care au contribuit atât copiii cât și cadrele didactice. O parte a școlilor și-a organizat astăzi festivitatea de închidere a anului școlar, în timp ce alte instituții au așteptat ultima zi de cursuri. Oricum, veselia a fost mare, mai ales în rândul elevilor pe care îi așteaptă o bine meritată vacanță. Mare Marian! Oșan Rareș!
Havrincea Patrick. Potrivit calendarului Ministerului de Resort, vacanța de vară a elevilor va ține până pe 14 septembrie pentru ca elevii să se reîntoarcă pe băncile școlii pe data de 15. Până la finalul anului viitor, o mare parte a satului Mărtinești va dispune de rețea de canalizare. Banii necesari derulării proiectului vin din Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2 milioane de lei. Contribuția din bugetul Odoreului este de 520.000 de lei. Practic, prin proiect se vor realiza peste 4 km de rețea și vor fi construite 4 stații de pompare. Strada principală, strada nouă, izvoarelor și uzinei vor fi racordate la rețeaua de canalizare. Lucrările de la Mărtinești se realizează simultan cu cele de la Odoreu, în așa fel încât până în 2015 ambele să fie finalizate. Și e posibil ca, fiind o lucrare mai mică, să ne ajungem din urmă, odată cu realizarea proiectului pe localitatea Odoreu, să ne racordăm la sistemul de canalizare a Odoreului, transportând apele uzate către stația de depurare a municipiului Satu Mare. Aceasta este soluția. Proiectele de canalizare sunt finanțate prin PNDL și ele sunt susținute și de autoritățile județene. Programul Național de Dezvoltare Locală, iată că funcționează. N-au trecut decât 2 ani de la începerea guvernării și este deja funcțional, se încep lucrări deja pe acest program. Dovada că guvernanții pot reduce și timp și pot aloca și fonduri pentru proiecte care sunt necesare pentru comunități. Proiectul total este în valoare de peste 2,17 milioane de lei, din care 1,65 milioane de lei de la bugetul de stat și 520.000 de lei de la bugetul local. Proiectele derulate de Comuna Turți prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit au fost date ca exemplu de bune practici. Caravana APDRP, care în această perioadă efectuează o serie de vizite menite să vadă felul în care s-au realizat proiectele derulate prin fonduri europene, a ajuns la Turți. Vizite au fost la lucrările de modernizare a căminului cultural din Gherța Mare și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Caravana a fost primită la sediul primăriei de edilul Ioan Ciupac împreună cu prefectul Eugeniu Avram și invitații lor. Obiectivele realizate la Turți fac parte din cele 10 proiecte considerate ca exemple de bună practică în județul nostru. Am dus o plăcere să să fiți alături de noi la Comuna Turți pentru a prezenta unul din obiectivele de succes care s-a derulat în ultimii 5 ani, de fapt în perioada 2008-2011, un proiect integrat care a fost compus din modernizarea și dotarea căminului cultural, apă și canal în satul Gherța Mare. A fost o alergătură destul de mare, a durat de la concepere, de când am depus prima cerere de finanțare, până când am inaugurat proiectul, 1218 zile. De asemenea, au fost necesare un număr de 29 de hotărâri de Consiliul Local. 29 de hotărâri de Consiliul Local care au fost legate de prima dată de concepere acestui proiect și în continuare până la ultima hotărâre de trecere în domeniul public al Comunei Turți a proiectului respectiv. Autoritățile locale au fost felicitate pentru felul în care au reușit să implementeze proiectele și să-și atingă obiectivele. Un proiect care a decurs foarte bine, a fost finalizat numai în 3 ani de la semnarea contractului. Putem spune că este un exemplu de bune practici în județul nostru și chiar și pentru țară. Din toamna anului 2011 am alocat peste 2 milioane de euro pe 47 de proiecte, cum spunea și domn director, cu o valoare medie relativ mică de 50.000 de euro, dar care sunt convinsă că vor avea un impact foarte mare. De aceea m-aș bucura foarte mult ca la anul să vă invităm din nou în Țara Oașului, când vor fi finalizate toate aceste proiecte finanțate prin GAL. Am venit nu ca să ne propunem proiecte, ci ca să vedem implementarea unor proiecte, realizarea acestora și am venit la dumneavoastră să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Apreciez foarte mult demersul Agenției Naționale pentru Dezvoltare Rurală și Plăți și Pescuit, așa, pentru acest mod de a promova Programul Național de Dezvoltare Rurală prin puterea exemplului. Așa văd, suntem toți cei care am venit azi aici, am venit să ne împărtășim din experiența dumneavoastră și apreciez foarte mult ceea ce a spus dumneavoastră, foarte
scurt și la obiect. Ceea ce ar trebui să încurajeze și să-i ajute pe cei care se gândesc la asemenea proiecte. Evenimentul de la Turți are loc în cadrul campaniei Euroagricultură lansată de APDRP pentru prezentarea și multiplicarea informațiilor privind accesarea și derularea finanțărilor europene acordate României pentru agricultură și dezvoltare rurală. Dacă vreți să gustați pastele udon, nu trebuie să mergeți în Japonia. La Satu Mare, în cadrul zilelor culturii japoneze, a avut loc o astfel de degustare. Imagine în câteva momente la știri. Deschiderea oficială a celei de-a patra ediție a zilelor urologiei sătmărene va avea loc mâine de la ora 9 la Filarmonica din Ulipati, în prezența oficialităților. De la ora 9:30 va începe prima sesiune de comunicări. Schimbul de informații și experiență dintre cadrele medicale prezente va continua pe parcursul zilei de mâine, dar și sâmbătă. Alături de medicii sătmăreni vor fi prezenți profesori universitari și doctori de renume din alte 5 județe ale țării. Invitații la simpozion au sosit încă din această seară. Evenimentul este organizat de Asociația Urologică Sătmăreană, Colegiul Medicilor din Satu Mare și de urologii Cristian Rusu și Bogdan Fecchie din cadrul Spitalului Județean. Dintre temele abordate în cadrul sesiunilor va fi și cancerul vezicular, o boală cu care se confruntă tot mai mulți pacienți români și la care cadrele medicale încearcă să găsească cele mai eficiente tratamente. Elevii de clasa 8-a se pregătesc de evaluarea națională. Mâine este ultima zi de cursuri. Probele scrise ale evaluării naționale încep din 23 iunie cu proba la limba română și se încheie în 25 iunie cu proba scrisă la matematică. Rezultatele se vor afișa în 27 iunie și tot atunci se pot depune și contestațiile. Între 16 și 18 iunie a fost perioada de înscrieri. În 23 iunie are loc proba scrisă la limba și literatura română, în 24 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă, în 25 iunie proba scrisă la matematică, în 27 iunie are loc afișarea rezultatelor, în 27 iunie depunerea contestațiilor între orele 16 și 20, în 28-30 iunie rezolvarea contestațiilor, iar în 1 iulie afișarea rezultatelor finale. Înscrierea în clasa 9 se face prin repartizare computerizată în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de opțiunile candidatului pentru filiera, profilul sau specializare. Nord-Vest TV va sărbători alături de sătmăreni zilele județului. Pentru acest sfârșit de săptămână v-am pregătit un program special. Cele mai importante momente, cele mai interesante spectacole, dar și concertele incendiare vor putea fi urmărite la Nord-Vest TV. Seria transmisiunilor în direct va începe mâine de la ora 19, când pe scena din piața 25 octombrie va urca Filarmonica din Ulipati. Conducerea Consiliului Județean va da startul distracției de zilele județului în direct la Nord-Vest TV de la ora 19:45. Până atunci veți putea asculta deja tradiționalul concert al Filarmonicii din Ulipati. Deschiderea oficială va fi urmată de știrile Nord-Vest TV, care vă vor prezenta cele mai importante evenimente ale zilei, pentru ca mai apoi să fie reluată transmisiunea în direct cu concertele lui Ducu Berți, iar de la ora 21 îi veți putea asculta pe cei de la EDA. Sâmbătă la Nord-Vest TV veți putea urmări spectacolul pregătit de Școala de Arte, iar de la ora 18 sunteți invitați la concursul de Miss. Pe lângă concertele extraordinare în direct veți putea vedea și care sunt părerile artiștilor despre atmosfera și publicul de la Satu Mare. Laura Cerebel, Gesti Peter și Trei Sud-Est vor fi în direct la Nord-Vest TV. După ora 24 veți putea urmări spectacolul de artificii. Maratonul jurnalistic va continua duminică, atunci când veți putea urmări jurnalul Nord-Vest TV de la ora 19, pentru ca seara să vedeți în direct ultima zi de concerte din cadrul zilelor județului.
Plata prin SMS a biletelor de călătorie prinde tot mai mult teren în România. Viitoarea capitală europeană a tineretului Cluj-Napoca a intrat abia acum în rândul orașelor în care călătorii se pot urca pe mijloace de transport în comun doar cu un mesaj. Oamenii pot opta pentru valabilitatea tichetului, dar și pentru zona în care vor să circule. Începând de astăzi, clujenii își pot cumpăra bilet pentru transportul în comun prin SMS. Este un pas în față înaintea proiectului de ticketing. Ca și complexitate. Deci avantajele acestui sistem bănuiesc că le realizați cu toții și dumneavoastră. Nu mai trebuie să faci deplasarea la casa de bilete. Toate, cum se spun, toate sunt în avantajul cetățeanului sau celor care doresc să apeleze la acest sistem. Deși binevenită, inițiativa nu este o noutate pentru transportul din țara noastră. Alte orașe, precum Alba Iulia sau Turda, au introdus acest sistem în urmă cu 3-4 ani. Costurile biletelor în Cluj-Napoca variază între 0,5 și 2,6 euro, în funcție de numărul autobuzelor cu care circulați și de timpul necesar. Pentru liniile metropolitane, costurile variază între 0,9 și 4 euro. Crezi că putea fi implementată mai departe? Da, este o idee foarte bună, e mult mai comod. De ce? Da, un mesaj, te-ai urcat în autobuz, nu trebuie să mergi să-ți cumperi bilet, să faci abonament. Da, destul de bună, doar că nu știu cât o să-și accepte chestia asta. Li se pare mult să facă cost la abonament și de aceea. Mi se pare de folos că e mult mai comod să plătești așa biletul. Adică mai economisești timp, nu mai stai la coadă. Da, și dacă nu prinzi busul, faci așa prin SMS și gata, e ok. Plata prin SMS se face la numărul 7478, iar fiecare tip de tichet are un cod care va fi afișat în toate stațiile și mijloacele de transport în comun. Pasiunea pentru artă a salvat-o, a învățat tainele picturii și ale sculpturii de pe internet, a început să meșteșugească tot felul de lucruri pe care apoi le-a vândut la diferite târguri. Este povestea emoționantă a unei tinere de 27 de ani din Cluj, care și-a folosit fărâma de talent pentru a avea ce să le pună pe masă celor doi copii. Anca lucrează la un magazin de mezeluri, dar în fiecare noapte, într-o cameră mică, își întinde măsuța și se apucă de treabă. Pictează, sculptează, împletește și transformă orice lucru vechi într-o mică operă de artă. Acum o să vă arăt cum fac eu matrițele, adică cum fac figurinele din Ipsos pentru copilași. Prima dată avem nevoie de apă și de Ipsos. Ipsos de modelaj. Se face și cu praf ceramic, dar acela e mai scump. Totul a început după ce soțul ei a plecat la muncă în străinătate, dar banii au întârziat să apară. Bine, e greu, de asta vă zic că și soțul a plecat dincolo să facă niște bănuți, eu mai fac ce mai pot acasă pe lângă salar. Vrem să ne luăm și noi căsuța noastră, să avem și noi a noastră, că și la părinți le e greu numai cu noi, adică le e greu că suntem și noi aici, e și fratele meu, deci ce practic în casă stăm 7 persoane. Și da, încăpem. Încăpem, că eu zic că omul bun încape oriunde. Astăzi își prezintă tablourile, sticlele personalizate, ceasurile sau paharele la diferite târguri de specialitate din țară și chiar din străinătate, de unde primește comenzi. Lucrurile care ies din mâna ei nu sunt deloc scumpe. Eu zic că nu scumpe. Un tablou l-am vândut la 10-12 lei. Și sticlele la 15 lei. Eu zic că pentru munca mea... Deși mulți mi-au zis că îs ieftine, că le dau prea ieftin. Dar am zis că omul nu are atâția bani și măcar să-și poată permite fiecare să-și ia ceva frumos. Asta e ciorap. Ciorap de damă. Îmbibat în aracet, pus pe sticlă, aranjat așa să pară cât de cât într-un alt fel și după aceea pictat. Și aici, pe sticlă, este înfășurată ață. Anca visează ca la un moment dat să își deschidă un mic atelier pentru a le putea oferi o viață mai bună celor doi copii. Tu, mami, aici cine-i? Fia tăi. Cine? A ta, fia tăi. Sofia întâi. Ce-ți place? Mami e făcut. Mami o făcută, sigur. Muzica.
Campionul mondial Ascandem Merghion Oncescu s-a aflat astăzi la Satu Mare. Acesta a revenit în orașul nostru pentru a-i premia pe cei doi sătmăreni care au devenit miliardari în urma câștigării mega jackpotului. După premiere, Oncescu a provocat sătmărenii la Ascandem Merghion. Doi sătmăreni au fost norocoși și câștigători ai jackpotului la o agenție din oraș. Primul a câștigat peste 470.000 de lei, iar cel de-al doilea peste 210.000 de lei. Aceștia au fost premiați astăzi în cadrul unui eveniment ce a avut loc la agenția sătmăreană. Cu ocazia decernării celor două premii Mega Jackpot, suntem foarte bucuroși și e un lucru inedit. În 3 zile, aș putea să spun, s-au câștigat premii în valoare de aproape 7 miliarde de lei vechi, mai exact 6 miliarde 800, aproximativ 150.000 de euro. E un lucru inedit și pentru noi și pentru Satu Mare. Cel care a felicitat a fost nimeni altul decât Ion Oncescu, campion mondial la Ascandemberg la ambele brațe. Au fost doi sătmăreni care au câștigat niște premii destul de mari în cazul unui tip de casino și ne-am adus unea 4 miliarde și altuia 2 miliarde. Cred că știți despre ce e vorba. Și după am venit la prietenul meu de la mall, de aici. Oncescu a profitat de vizita la Satu Mare și a organizat un mini concurs de Ascandemberg la mallul din centrul municipiului. Aș vrea să fac niște Ascandemberg cu cine vine, dacă au plăcerea. Sper să vină. Sunt oricum rupt după vreo 2 ore jumate dimineață. Să vedem dacă mai rezist în a doua parte a zilei. După ce anul trecut peste 150 de persoane și-au încercat norocul, iar Oncescu a rămas neînvins, sătmărenii au fost mai timizi și s-au înscris într-un număr mai mic la competiție. Zilele culturii japoneze continuă. Astăzi sătmărenii au putut degusta udon, binecunoscutele paste din Japonia. Evenimentul se va încheia cu atelierele de origami și prezentarea kimonourilor. Sătmărenii au aflat astăzi mai multe despre bucatele tradiționale japoneze. Astăzi, în holul Casei de Cultură a sindicatelor, a avut loc degustarea udon tăiței japonezi. Această mâncare se numește udon și confecționată de faina, sare și apa, cam atât, știți? Și am făcut de aseară și pregătită pentru oamenii și așa cum mă servesc împreună cu supa care noi ne-am făcut. Așa se face la mâncare tradiționale care din zona noastră, la prefectura Kagawa, și astăzi tot făcută cu manual, așa de la mine. Festivalul a continuat astăzi cu atelierul Kirimen, o expoziție de păpuși japoneze, iar mâine va avea loc atelierul Etegami, în cadrul căreia vor fi expuse felicitări pictate și caligrafie japoneză. Evenimentul se va încheia sâmbătă cu prezentarea kimonoului. Festivalul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, în colaborare cu Asociația Cercul Prietenii Japoniei. Despre lansarea cărții de teoria muzicii a profesorului Ștefan Cendeș aflați acum mai multe informații în cadrul grupajului de știri pe scurt. Profesorul de muzică Ștefan Cendeș și-a lansat astăzi o carte despre teoria muzicii. Evenimentul a avut loc la sediul Școlii de Arte și s-a bucurat de participarea numeroasă a colegilor și prietenilor. În frunte cu managerul instituției, aceștia au vorbit despre cartea lansată și au oferit artistului de 70 de ani o surpriză muzicală. Continuăm jurnalul cu sport prezentat de Florin Mureșan și Meteo cu Silvia Spanciu. Rămâneți aproape! Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Delegația României, din care au făcut parte și sportivi de la CSM Satu Mare și Zanșin Satu Mare, a reușit să cucerească un număr record de medalii, 99 la Europenele VKF.
competiția care se desfășura la Verona, în Italia, a adunat la start 1572 de sportivi, reprezentând 43 de federații naționale din 27 de țări. Cu aceste 99 de medalii cucerite, sportivii noștri au reușit să aducă Federației Române de Karate VKC locul întâi în clasamentul federațiilor participante și României locul 2 pe națiuni. De remarcat că din cele 99 de medalii cucerite, 34 au ajuns la Satu Mare, fiind obținute de karateca de la CSM și Zanshin. Karateca de la CSM Satu Mare a obținut 13 medalii de aur la această competiție, Florin Curileac devenind campion european la veterani, iar la seniori Sas Timea și Andrei Daniela a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu echipa României. La junior, Jurgescu Ion are două titluri de campion continental, în vreme ce la cadeți Popescu Radu a reușit o performanță incredibilă, 4 medalii de aur la Verona. Tot la cadeți, Răzvan Ținca și Dumitru Vlad au urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în vreme ce la copii, Ulici Paula și Vaida Enică au luat argintul și respectiv bronzul. De la Zanshin s-au remarcat Christopher Metzner, argint la cumite băieți 11-12 ani, și Alec Müller, cumite băieți 11-12 ani, locul 5. Prestația copiilor de la Zanshin, secția Foen, este una excepțională, copiii practicând acest sport de doar un an și 6 luni, iar medalia reprezintă o premieră pentru sportul din Foieni. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc la Graz, în Austria, un puternic turneu internațional de judo. Turneul a ajuns la ediția 16, va aduna la start sportivi din peste 25 de țări. CSM Satu Mare va participa la acest concurs cu următorii judoka: Cristian Șereș la categoria 66 de kg, Marian Hoalas, Florin Fușle, Vasile Fușle, toți la categoria 81 de kg, Cristian Bodârlău la categoria 90 de kg, Laurent Șamel la 100 de kg și Ovidiu Pop la categoria plus 100 de kg. Tot în acest weekend, judoka Laze Aremus va participa la un Grand Prix la Budapesta la categoria 66 de kg, turneu care punctează pentru calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. ACR Satu Mare organizează sâmbătă 21 iunie etapa a treia, ediția a noua din cadrul Campionatului Național de Rally Sprint 2014. Competiția va avea loc la Carei, o locație preferată de toți concurenții campionatului. Sunt invitați să participe toți cei care sunt pasionați de acest sport și pentru a urmări un spectacol inedit făcut de motoare în cinste la maxim. Înscrierile se vor face la fața locului între orele 8:30 și 10:30. Între timp sunt și verificări tehnice, iar drift show-ul de la 10:45 la 11, antrenamente și două manșe cronometrate de la ora 11. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara! Până la ora 9, în continuare, este valabilă atenționarea de cod galben emisă de către ANM pentru mai multe județe din sudul țării. Aici, instabilitatea atmosferică a fost accentuată, iar vântul a luat aspect de vijelie. Haideți să vedem ce temperaturi avem prognozată pentru ziua de mâine. Revin precipitațiile în peninsula iberică. Ne așteptăm mâine la 26 de grade la Lisabona, 29 la Madrid, 21 de grade mâine la Paris și un cer variabil, 18 grade la München și la Roma, 22 de grade la Budapesta. Ne așteptăm la precipitații mâine pe întreg cuprinsul țării, doar regiunea de nord-vest va avea parte de soare. Temperaturile totuși mai cresc puțin față de zilele precedente, vor fi maxime de 24 de grade la București, 22 la Constanța, 26 de grade la Iași, 17 la Brașov, 23 la Cluj-Napoca și 26 la Timișoara. Ne așteptăm mâine la ploi de scurtă durată și în regiunea de nord-vest, mai ales în județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, dar și în Sălaj. Temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade, în timp ce minima va ajunge chiar și la 10 grade Celsius. Puțin mai răcoare în această seară la noi în județ și mai înorat în regiunea țării Oașului. Ne așteptăm la minime de 11 grade la Satu Mare, Carei și Tăjnat, 10 grade la Negrești-Oaș. Mâine la noi în județ ne așteptăm la ceva precipitații, în schimb meteorologii ne anunță că ele nu vor fi importante din punct de vedere cantitativ. Regimul termic rămâne relativ stabil cu 25 de grade la Satu Mare, Carei și Tăjnat, 24 la Negrești-Oaș. Începe mâine distracția la noi în municipiu, așa că sperăm să avem parte de o vreme destul de frumoasă, cu doar câțiva strop de ploaie. Seara vom avea 11 grade în termometre, iar pe timpul zilei 25 de grade.
Acestea au fost principalele informații meteo. Noi ne revedem mâine. Până atunci să aveți parte doar de vreme bună alături de Nord-Vest TV. Acestea au fost știrile, sunt Silvia Cech și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Nord-Vest TV. La revedere!